Un fel de haos și în Franța, 200 de candidați de stânga și de centru se retrag pentru a împiedica ascensiunea extremei drepte, cum e numit partidul lui Le Pen. Ciprian Purice, e o practică obișnuită la ei să facă chestiunea asta înainte de uh, turul al doilea. Ce crezi că se va întâmpla? E o practică obișnuită. Acum ne surprinde numărul foarte mare uh, care în mod de evident proporțional cu ascensiunea extremei drepte din Franța. Uh, ca să explicăm un pic, sunt mai mulți candidați în acest tur 2 și practic se retrag cei care nu au șanse reale de a ajunge de a câștiga alegerile și în felul ăsta se evită o fragmentare a votului uh, candidaților din partea partidelor uh, consacrate să le spunem astfel încât să nu țâșnească candidatul uh, de la extrema dreaptă. Uh, Problema majoră este că acest val de extremism va cuprinde în mod inevitabil toată Europa dacă nu se întâmplă o minune. Europa vine după ani de pandemie, vine după ani de război în care absența unui leadership cu adevărat uh, validat de public, care să poată să explice măsurile grele, care să poată să explice vremurile grele, care să dea încredere și speranță cetățenilor, în absența unor astfel de lideri politici, automat crește extremismul. Am văzut-o de-a lungul istoriei de mai multe ori. Deci singura da. soluție pentru a opri acest val extremism pe care l-am văzut la alegerile europarlamentare în mai multe state europene, inclusiv la noi în țară, soluția este ca ele extremiști să nu acapereze rând pe rând parlamentele naționale, este să apară lideri. Uh, uh, pe partea cealaltă a politic. Mulțumesc mult, Ciprian. În pauză par... de publicitate ne întoarcem de la Fix.